Continui puțin. Și tot din punct de vedere al consumatorilor. Și voiam să întreb exact dacă se poate să explice pentru ei care sunt riscurile investirii în fondurile de investiții, dacă există. Și dacă sunt garantate. Și revin cu întrebarea, unde își pot face profilul de investitor sau cine îi îndrumă? Da? Cine îndrumă pe un consumator către ce produse de investiții să se îndrepte în funcție de risc scăzut, mediu, ridicat? Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, Irina. Aș vrea câteva răspunsuri relativ scurte. Cine dorește să răspundă, să spunem câteva riscuri, dacă acestea sunt. Și care sunt acestea? Hai să, dacă îmi dai voie mie, Ana, te rog. Cred că singurul risc pe care se poate vedea este legat de faptul că fondurile nu intră, investiția în fonduri nu intră în investițiile compensabile de un fond de garantare. Și sunt foarte multe argumente pentru care nu intră. Dau cel puțin trei. Unul este acela că fondurile de investiții are obligativitatea de a se diversifica extrem de mult. Doi, fondul este administrat de o echipă de profesioniști. Și trei, această echipă de profesioniști este înconjurată de un cadru legal care supraveghează la bună desfășurare activității, incluzând aici o bancă depozitară care certifică modul de calcul al activului, incluzând faptul că toate persoanele dintr-o societate de administrare sau cele mai importante persoane sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și faptul că fondul și administratorul are un auditor financiar. Deci argumentul acela că nu sunt că investiția în fonduri nu este compensată de niciun fond de compensare are contrapondere destul de importantă. Deci asta din perspectiva riscului, din perspectiva mai era o întrebare adiacentă, dacă mai vrei să o reiei un pic, Irina, dacă mai ești cu noi sau dacă sunt garantate? Nu sunt garantate, cum spuneam. Okay. Și la fel întrebam de cine îl îndrumă în funcție de profilul de risc pe investitor, da? Să aleagă produsul. O să răspund doar la o primă parte, o să-i las pe colegii mei care au băncile ca distribuitor al fondurilor. Din perspectiva unui asset manager cum este CertInvest, care nu își distribuie fondurile printr-o bancă, îndrumarea se realizează la sediul nostru, iar alegerea fondurilor se realizează ori la sediu, ori prin platforma Invest Online. Pentru administratorii care își distribuie fondurile printr-o bancă, o să-i las pe colegii mei, pe oricare din ceilalți patru, să povestească cum se întâmplă într-o unitate bancară și cum se întâmplă în activitatea lor de zi cu zi. Cine, pentru că avem patru asset manageri administrați și care derivă din bancă, așa cum spuneai tu, Horia, care dorește să completeze acest răspuns? Încep eu un răspuns, deși văd că și Robert este cu microfonul pornit. Aș pune puțin chestiunea aceasta a riscului dintr-o altă perspectivă. Și anume, întotdeauna am sentimentul că atunci când vorbim despre fonduri de investiții, prima reacție este să le considerăm riscante sau mai riscante decât orice altceva care există ca produs financiar în jurul nostru. Haideți să dărâmăm mitul acesta, și anume, riscul se măsoară pe diverse grade, dar nu există, din punctul meu de vedere, nicio activitate, nici o îndeletnicire pe care o face omul lipsită de risc. Cu atât mai mult faptul că ne plasăm banii către un administrator care va face tot ce stă în putință să optimizeze câștigurile noastre. Așadar, partea de zona de risc, eu i-aș îndemna pe oricare dintre cei care ne ascultă astăzi să o considere ca un dat pentru orice decizie pe care o luăm, indiferent că este financiară sau de altă natură.
În momentul în care deja gândim așa lucrurile, mi se pare că reușim să fim mult mai detașați și atunci putem vorbi despre nivelul de risc pe care vrem să ni-l asumăm. Și ca să vorbesc în cuvinte simple, aici în principiu sunt trei nivele de risc. Un risc redus, care sunt reprezentate de fondurile de venit fix, adică acelea care au o performanță istorică relativ stabilă, cu randamente a căror ținte este să bată depozitele bancare standard. Al doilea nivel este cel al fondurilor mixte, care încearcă să optimizeze acest randament de bază al fondurilor de venit fix și cu o componentă de acțiuni, de obicei simbolică. Iar zona de risc maxim, dar nu ca utilizarea produsului, ci ca volatilitate a prețului, este reprezentată de fondurile de acțiuni. Așadar, nivele de risc diferite, iar fiecare dintre clienți, pe baza, spre exemplu, noi putem oferi această consultanță la sediu companiei, în rețeaua de distribuție funcționăm sub formă de executare a ordinelor primite de la clienți, însă clienții prin site, prin informațiile pe care le dă oricare dintre administratori, poate să-și facă o imagine reală, trecând peste cele oficiale de testare a acelui client, unde anume este zona lui de confort prin cele trei categorii. În schimb, eu aș încerca mereu să pun accentul și încerca să punem accentul pe orizontul de timp. Pentru că orizontul de timp uneori este mai important decât riscul pe care ni-l luăm. Orizontul de timp traducându-se în confort. Dacă ne gândim la termene lungi, atunci suntem într-o zonă de confort pe volatilități de moment, pe niște fluctuații de moment și nu contează atât de mult ce decizie investițională am luat, ci faptul că avem un orizont îndelungat în care, precum am discutat în aceste ultime ore, prețurile unor instrumente pot să își revină în timp. Mitul acesta al siguranței, deși nu sunt garantate fondurile de investiții, aș spune că toate plasamentele pe care noi le facem sunt sigure, certificate, răscertificate și reglementate. Chestiunea siguranței nu ar trebui să fie primordială, mai degrabă orizontul de timp și alegerea gradului de risc pe care să meargă ca investiție. Aș mai adăuga.